Medicii neplătiți de 2 săptămâni că își fac treaba. Medicii din orașul Fairplay își așteaptă salariul de 2 săptămâni. Statul întârzie cu plata lor. Ce ne spun medicii despre asta? Aflați în câteva momente. Domn medici, de cât timp ați fost domne plătiți? De 2 săptămâni. Și cât ați luat, domne? Cât ați luat salariul ultima dată? E, nu se spune. Doamne, și vă convine să munciți așa pe gratis? Cum să nu? Noi aici ne dăm viața, ne străduim, nu stăm noi pentru bani. Credeți? Și domne, aveți tot ce vă trebuie acolo la smord? Da, de asta nu vorbim. Avem tot ce ne trebuie. Mașini bune, electroșoc, bandaje, injecții, de toate. Am văzut că tocmai a salvat viața unui domn. Viața, da. Cât de greu a fost acea resuscitare sau ce a făcut? Nu a fost atât de greu, a avut doar un picior rănit, să spun așa. Rănit sau rupt? Rănit. Și n-a avut nevoie de absolut nimic? Păi ce să facem? O vorbit ceva? Nu o vorbit. Doamne, poate era pe drogeală, pe de-alea. A, păi aia nu-i mai treaba noastră, e treaba polițiștilor. Atât, domne, atât am avut nevoie, vă mulțumesc foarte mult. Da, vă mulțumim și noi sperăm să ajungem vedete, să nu ne vadă șeful că ne problem. Duce și ne țipăm de pe Cilian. Ce? It's a question!